Apple, am vorbit de parole, am vorbit de tastatură, dar nu am vorbit de un clip video care s-a viralizat rapid, ajungând la aproape 2 milioane de vizualizări. Pentru că un francez și-a decorat mașina, s-a gândit să o pregătească pentru iarnă la propriu. Wow. Și a acoperit mașina într-o blăniță destul de groasă. Știi bancul cu blănița? Nu. Ce trebuia? Răspunsul nu era... Nu. Ba, da? Căutați, nu știu dacă e corect, stați așa, că trebuie să facem o șmecherie, că suntem la radio și nu... Oricum, la un moment dat, cred, nu știu dacă am mai povestit chestia asta la radio, Andrei o știe foarte bine. Un domn foarte amabil în trafic a început să mă înjure ca la ușa cortului, pentru că nu am vrut să-l las să iasă. Ideea este că eu cred foarte practic regula fermoarului. Dacă cel dinaintea mea nu te-a lăsat să ieși, și te las eu și altfel. Credeam că regula fermoarului zice... Și domnul a început să mă înjure și avea nas de ren și urechiușe din alea, cornițe de ren. Și la tot mașină... ce auzei tu era Și pe mine m-a bușit râsul și am dat la multă geamă și am zis, bă, n-ai voie să o arzi așa șmecher și cu înjurături când tu ai nas de ren pe mașină. Adică tot ce poți să faci este să-mi cânti un colind, nu? Da, foarte amuzant. Bun. Deci, dragilor, dacă vă decorați mașina, aveți grijă în ce să se potrivească și cu personalitatea voastră. De exemplu, uite, mașina mea fiind oranj foc, așa se traduce, fire orange. Îmi place mult culoarea, ca ochelarii lui Dragoș. Mm-hmm. Oranj foc are și el pe ochi. Aș transforma-o într-o buburuză. Ah, bun. Eu pe a mea aș transforma-o în Fulger McQueen. Tare! Mi-ar plăcea mult să l-am pe Fulger mașină. În ce ți-ai decora mașina? Despre asta vorbim. De ce tot ne decorăm casele, ne decorăm sufletele, birourile? De ce nu și mașinile? Putem să aducem inovații în mașina noastră și haideți să vedem cât de creativ putem să fim la 7 și 28 de minute. Bună dimineața! Bună dimineața, Dragoș! S-a speriat, Veronica! Ce te-ai speriat, nu l-ai văzut? Are și o căscuță doar în ureche. Și-a pus pe partea cu camera. Să vedeți live pe TikTok că Dragoș are AirPods. Să vedeți pe căscuță, da. Nu, am pus-o că editam un clip pentru TikTok și pentru Reels. Ai zis și la microfon, te audă și șefii. Lucrează Dragoș de zor. Nu stăriți, vă rog frumos. Lăsați de pace. A lucrat și mini-vacanță. Zine, tu cum ți-ai decurat mașina? Într-un bivol. Într-un bivol. E bivol? Nu neapărat, cât într-un bivol. Mașina mea e destul de micuță și am zis să o decorez și eu în ceva să pară și ea un pic mai mare. Wow. Mă, nu m-aș gândi niciodată bivol, dar puteai să zici orice, un bizon, da. Nu, păi bivol. Știi că eu am numărul de la mașina, am BYW. Am zis să fac așa un jocuri de cuvinte. Da, super. Știi că mai era gluma aia cu să desenezi ceva mai mare pe ceva mai mic doar ca să pară mai mare. Așa e Dragoș acum.